Hei, bună seara, bună seara! Vreau să vă mulțumesc că ați venit și că ați ales să petreceți seara împreună cu noi. Eu sunt Adriana, sunt de la Recul și încep să dau prima parte, cam aproximativ jumătate de oră, să fie o serie de scene libere de teatru de improvizație. Pentru cine nu știe ce e teatru de improvizație, este o formă de teatru foarte vie, pentru care ne pregătim, dar nu repetăm. Adică ne pregătim în sensul în care facem scene, ne pregătim mușchiul ăsta al spontaneității și al emoțiilor și le transpunem în scene, dar nu avem niciodată aceleași scene. Nu să se repete niciodată scena tocmai. De-aia putem, de la cuvântul, oricare cuvânt reflector, putem să facem 1000 de scene, pentru că sunt 1000 de posibilități în această lume. Ei sunt cursanții mei cu care am lucrat un modul. Astăzi, în seara asta, absolvă primul modul al Școlii Recul și nu cred că mai e nevoie să vă spun mare lucru, așa că o să-i invit în aplauzele voastre pe Misi! Această reprezentație, avem nevoie de un cuvânt pe care ei o să transforme într-o scenă și după aia, pur și simplu, o să urmezi alte scene, să vedeți, o să mă prindeți. Dați-mi un cuvânt. Șiret. Șiret. Aveți șiret, dragii mei. Ai, cât am alergat astăzi să... Îmi dor mușchii, deci nu mai pot. Dai-mi la ce-mi spune mai mult. Vedeți prin parc aici? Da. Vin cam în fiecare zi, alerg dimineața și cam asta. Da. Am dar atât? Parcă te-am văzut mai mult. Da, și eu te-am mai văzut, dar nu ți-am fost să spun. Mă rog. Am înțeles. Știi, eu mă duc de seară la un film. Vrei să vii? Da. Ce film? Joker. Astele, da. E un film bun, chiar mi-ar plăcea. Dar să știi că nu e comedie, că vrei să te fac să râzi. Nu faci asta, nu. Filmul nu, în niciun caz. Ok. Joker ăsta e și red? Să știi că am auzit că e foarte inteligent și cu toate că are o condiție materială proastă, se pare că își câștigă cumva dreptul în societate. Oricum, mi se pare foarte interesant. Mi-ar plăcea și mie să joc vreodată într-un film. E... Ah, să mă așez pe bac. Da. Poți să mă dau mai aproape? Mă bâlbi, scuze, m-am emoționat. Am emoționat, că am acest efect. Hai că mă dau eu mai. Și aduci tu popcornul de seară? Îl cumpărăm acolo, la fața locului. E mai bine decât să fii cu el de acasă. Și sucul? Îl luăm tot așa de acasă? Adică sucul cred că pun capea în rucsac și nu observă, dacă o să zică că am cumpărat popcornul, nu o să zică că am venit cu sucul de acasă. Și atunci cred că păcălim, dar trebuie să fie ceva ceva acolo, cola sau Pepsi sau ceva. Cred că ești pe gustul meu așa, știi, fiindcă și eu procedez la fel de obicei. Cumpăr popcornul de acolo și sucul iau în geantă. Care gust? Popcorn sau bulice sau săracă? Nu. Asta mi-aduce aminte, apropo, am o prietenă care mereu mă întreabă cum călătoresc. Dulce sau sărat, e o chestie cu Alitalia, știi, când îți dau niște alune amărute. Alea și ce vrei, da, dulce sau sărat, și alege alune sau nu știu. Dar, de obicei, prefer sărat. Și eu prefer sărat. Asta vreau să zic și eu, de aia te-am întrebat dacă vrei dulce sau sărat, că eu prefer sărat. Aia era sensul întrebării. Ce faci? Bine! Te ajut! Că ai venit! Hai, ce cauți? Zic! Păi, trebuie să gătim repede
De ce? Tu ai uitat? Da. Vina ai mei, zăpăcitule! Și am uitat? Nu ai uitat! N-am uitat! Hai, ce facem viața? Avem o bulie, o două și o zacuscă. Ce facem? Nu știu. Tu. Eu. Fii atent. Ai bani? Sunăm la pizza? Păi, ia mă, vino aici și dădăm pizza, serios! Păi, dar pe când îi văd, come on! Fii atent, pe taică mi-o impresionează sobrietatea, deci trebuie să fii sobru, să nu faci glume proaste, iar mama este ofițoasă. Aha. Deci, fii atent, nu contează, o să le dăm ce... Da, o să comandăm la oala cu cum se numește? Asta astea de tradiționale. Așa. Oala cu salată. Fii atent, lasă oala, lasă mâncare, important. Este să fii liniștit. Da, super. Sunt super liniștit. Ce mi-ai zis, doamne, astea vrei să pun costumul? Am o cravată. Da, ai fi bine să spui cravată și tu. Nu vreau! Serios? Da, te-am zis că îmi place sobrietatea și nu mai vreau să te pun. Ai deja? Ce faci? Sună-i, stai, înainte să suni, stai. Comandă mâncare? Da, normal că ce? Că mă duc să comand mâncare. Ceva fițos, fără carne. Mama e italiană. Ce frunze? Băi, nu e serios, tu faci mișto de mama. Ce fițos fără carne? Băi, tu faci mișto de mama? Băi, ești nesimțit. Te rog, scuze. Bine, ok. Hai, sună! O salată fancy! Da, hai, pune mâna pe telefon, hai și zic, alo, bună ziua. Păi, dar cine a fi fost la ușă, chiar? Nu știu, vezi, nu, ești pe hol. Nu mai mi-e pe hol, că mi-e frică. Hai, frate, au ăștia mesaj de la de... Alo? Bună ziua, am sunat la... Hai, tată. Alo? Încă nu ajung la ăla, îmi zice toată... Dacă vreți să comandați, intrați pe net, hai. Încă nu ajung... Tu n-ai sunat la au mesaj de ăla cu așa așteptați și vă sunați și faceți și... salut, ai sunat la oala de murături, cu murături și... Băi, da, bună ziua. Vrem și noi să comandăm pe... O supă de ciorbă, nu e bună sau ceva de burtă. Păi are burtă. Nu e bine burtă. Imediat. Ce aveți fără carne? Perfect. Salată. Păi are mișto. Nu, scuzați-mă, legume nu, legume gratinate? La grătar? Dragă, e ok. Așa, legume gratinate, ciupercuțe? Ciupercuțe? Ok. Cașcaval pane? Așa. Bravo, te desfăci minunat! Nu, mulțumesc, gătesc minunat la telefon. Așa, acum le spui desert, dar ceva desert fancy, așa, cheesecake, ceva. Aveți cheesecake? Rodie, cu sos de rodie. Da, au cheesecake cu piersici. E bun și piersic. Bun cheesecake cu piersici. Mulțumesc. Cât timp? 40 de minute. Căcat! Zile să că le dăm bașii și să vină jumătate de oră, te rog. Mai devreme, vă rog frumos, jumătate de oră sau mai... Fii bărbat! Vă rog frumos mai devreme, adică ce e asta? Așa! Da, chiar se... 20 de minute. Așa, bine. Da, mulțumim. Primesc un bănânt de pot? Bine, ok, sunt serios, hai. Dar n-am vrut să mă consultați. Cine era la urmă? Nu știu. A, nu știi? Am o veste tristă. Nu știu cum să zic. Nu poți. S-a întâmplat ceva, dar nu știu cum să zic. Păi, poți să te ajut cumva? Ca să-mi spui mai repede? Am văzut că te pregăteai. Uite, ar putea să te pregătești și pentru asta.
Ideea e că vreau să ne despărțim. Păi, cred că e o singură metodă. Păi, eu mă pregăteam că m-a invitat la restaurant, adică era ziua noastră, sărbăm 5 ani împreună, adică cum? Da, dacă vrei să mergem, putem să mergem. Cum adică după 5 ani îmi spui așa, cu ușurință, că vrei să ne despărțim, ce s-a întâmplat? Ce-am făcut? Dragostea durează 5 ani. Cum adică durează 5 ani? Dar nu vrei să mai încercăm? Mergem mâine la psiholog. Am eu o prietenă care se ocupă de terapie de cuplu și sigur ne ajută. Da, te așa scrie în carte. Deci George, nu mai trăi viața după carte. Încearcă să experimentezi altceva, din ceea ce citești în cărțile alea. Toată ziua trebuie cu cărțile. Să ne amintim foarte bun, o să experimentez altceva, o să încep ceva nou. O idee foarte bună, chiar uite, nu știam ce o să fac, care să fie pasul următor, dar asta e. Păi și ce crezi? Că alta e mai bună decât mine? Una mai nouă nu înseamnă că e și mai bună. Ce să stau? Oglinda. Nu știu cum să-ți mai cer acum. Dar e foarte bine, nici nu trebuie să te uiți în oglindă, adică tot timpul ai arătat bine. Da, eu nu am pus. În ăștia 5 ani parcă e mai întinerit. Și părul ăsta alb de aici? Păi ăla ți l-a făcut maică-ta, nu eu. Ce faci să vedeți, știi? Îți place dramatica aceea, am făcut să râzi. 5 ani cum te-ai simțit? Tot timpul te-am făcut să râzi. Înseamnă că te-ai simțit bine cu mine. Nu pot să cred că îmi faci asta. Adică după 5 ani mă lași așa și eu credeam că deja facem un copil împreună. Acum deja am 38, cine mă mai ia să fac copil? Sunt tot felul de soluții moderne la cum ne-a tot. Nu, că eu vreau să fie natural, nu vreau în seminări. Și o familie tradițională. Păi da, tu nu-ți doreai asta? Asta mi-ai zis când ne-am cunoscut. Nu știu ce-ți fac o carte. Poate mi-am putut mai seminarea, ți-ai nebunit, ai uitat? Păi și am examen mâine, adică cum? Trebuie să ne susținem la 4, nu? Poate și mai important examen tot din seminarea mea pe bună. Nu, asta am zis, trebuie să ne susținem la pe alta. Păi doar trebuie să mă susțin pe mine mai mult, fata, așa facem totdeauna. Nu mai la tine te gândești, totul este despre tine, puii mei. Mi-a zis mie psiholoa dacă ai o personalitate narcisică. Ți se pare? Nu. Nici ei. Păi, că atunci de ce zici că am o personalitate narcisică, dacă nu ți se pare? Nu o să zic că mi se pare, poate ești narcisică, totul este despre tine, totul este despre tine. Eu sunt doar așa o anexă. Așa ai fost de când eram mici, da, nu? Da, da, da. Adică vrei să zici și când eram mici și am luat la două înghețată și eu ți-am dat ție, fiindcă tu nu aveai și îți căduse pe jos și atunci era o personalitate narcisistă, nu? Păi vezi, despre tine o faci acum. Ce-am dat? Iertă-te pe tine, iertă-te pe tine. Să întorci tot împotriva mea. Știu că e în seminariu mâine. Exact, împotriva ta, pentru că este despre tine, normal. Ah, clar, stai. Înțeleg. Ai în seminariu mâine, ești foarte stresată și vrei să te răzbuni pe cine? Pe mine. Mulțumesc. Nu vreau să mă răzbun pe tine. Mă rog, să-ți consum nervii. Fată, pe bune, eu chiar am emoții, fată, dar ce e emoții? Păi am emoții, că mă gândeam că vreau să fiu mamă singură și tot ce știu și am făcut toate injecțiile alea și toate picaturile alea, dar mi-e frică, nu mai pot, deci mi-e frică. Mă, adevărul e că să crești un copil singur în zilele noastre, singură, fată, că ai zis că mă ajuți! Păi o să-ți fiu alături, dar... Cât crezi că o să-ți fiu alături? De ca atunci cu înghețata. Cade copilul pe jos, îmi dai... Facem altul. Păi cum e așa despre copilul meu? Hai mă, că nu-i chiar așa de grea situația. Na, ce să zic. Mama singură nu e ușor în zilele noastre. Păi nu. Trebuie să găsesc un bărbat, nu? Dar cine zic că nu mai am însărcinat acum? Păi stai un pic că nu ești însărcinată. Păi da, da. Vrei. Cum? Ce să
gândești dacă vrei, mai câte, mai puține 24 de ore să decizi dacă da sau nu. Dar hai să ne gândim invers, știi? Dacă faci un copil singură, o să trebuiască să-l întreții singură. Că ai zis că o să mă ajuns, fată! Că tu lucrezi la multinațională și că nu știu ce și că plătești o chiria. O să-ți plătesc, normal. Am și eu partea mea de viață, nu? Adică... Ok, sunt ești. Băi, bine! Acceptarea este primul pas pe vindecare, vreau. Deci, vii cu mine mâine, da? Sau ce ai? Tu examen mâine? Poi mâine? Când ai examenul? Mâine. La ce oră ai examenul? Eu sunt narcisista. Ok, zi, deci la ce oră ai examenul? La 10 dimineața. Căcat. Dar ce mai contează? Cum e? Păi de ce? Tu tot la 10 ai? La 9 jumate. Și unde ai tu? În ce zonă e? Bristol. Așa, da, normal. Cât durează? 5 minute, nu? Știu, fată. Nu știu, 5 minute. Păi stai mă, că la bărbați e țaca pacați. Și asta e adevărat, dar cred că acum trebuie să mai mult slavă Domnului. Trebuie să spun că vrei și niște emoții, nu? N-ar fi rău. Nu știu unde ai pus, frate, cărțile alea. Păi ieri erau, adică cum a dispărut așa repede. Știi că am nevoie să învățăm pentru mâine. Păi știu, am căutat în toate cutiile. Păi și ce facem? Păi... Nu știu. Eu n-am bani să cumpăr altele acum. Nici eu. Știi că îmi trăiesc de pe zi pe alta. Știu, păi asta facem împreună. Aoleu! Păi da, aici era viitorul nostru. Dar ce să ne cărți? Da. Hai. Eu am căutat în asta, în cutia asta, nimic. Nu știu. Dar chiar nu știu ce facem. Că dacă nu... Că ziceai că l-ai văzut ultima oară? Păi ieri erau, dar după ce am băut schita aia de vin, nu știu ce s-a mai întâmplat. Ok, ok. Cine era cu noi? Păi era prietenul tău. Mihai? Da. Prietena lui Mari. Da, Mihai cu Mari, da, corect. Așa. Nu știu că se pare că am băut cam mult și nu mai aduc aminte, adică așa. Păi crezi că le-au luat? Stica, cred că noi doi am băut-o, cred că doar noi doi. Și eu am plecat cu cărțile. Cum? Păi aveau și ei examen, mai știi că ne povesteau la masă. Cu cărțile noastre? Da. Ok, da. Și ce fac? Deja nu mai am aia. Stai așa, stai că nu mai... Vrei să o sun pe Mari, să o întreb? Te rog. Alo, Mari? Bună! Mai știi de cărțile alea de ieri, care erau pe masă când ați venit la noi? Nu? Nu ai văzut nicio carte? Zide Mihai, zide. Da, Mihai, poți să-l rogi, te rog, pe el? Să mă revii, te rog, în 10 minute, dacă ai un răspuns. Bine, bine. Mersi, papa. Dar știi ce mă gândesc? Dar ce întrebăm o să mă fac chimist? La ce? Bă, dar ce bă, dar serios? Bă, dar... Nu mă mai fac chimist. Tot trecut de examen. Păi și te gândești la altă meserie? Da, o să mă fac... Mergem pe avion? Facem... Ba, ce? Păi tu pilot. Tu, că eu... N-am aptitudine. Tu poți să fii stewardeză, dar eu n-am aptitudine, adică... Păi puteam să fim și... Tu ești steward și eu stewardeză. Serios? Da. Bună ziua! Da, trebuie să te încauți un pic mai... Vreți un... Știu pe asta zic. Topuri? Exact. Bună ziua, vreți un ceai? Vreți un snack? Vreți ce vreți? Un whisky? Da, uite, așa o să vedem toată lumea. O să putem călători peste tot. Nu asta ți-ai dorit toată viața? Hai să facem! Hai! Hai să facem! Hai! Cum se face? Să aplicăm. Online? Da, pe jos, pe hipo, pe... Ia laptop. Așa. Stewardeze.com sau ce? Unde găsim? Hai, Google. Dacă cum te faci
stewardesa. Da, e posibil să trebuiască să avem nevoie și de un curs, că nu te nebunești așa. Că zice aici, cursuri. Dar tu știi engleză, nu? Yes, și eu știu franceză și da. Ne combinăm. La ce? Așa, deci fii atentă. La ce? Glumeam, fii atent, am găsit. Cursuri de stewardese. Da. Bă, dar scam scumpe. Păi da, 1500 de euro, dar pe ce până atunci ce faci? Hai că o sunt de mama, poate mă împrumută ea. Ok, și eu? Pe stai să vedem, stai. Nu poate ne împrumută pe de amândoi. Dar stai să văd dacă... Ea ține foarte mult la tine. Da? Da. Zici tu că foarte. S-ar băga în chestia asta? Da. Și dăm înapoi că ăștia câștigă bine, adică dăm pac, o lună, două, s-a rezolvat, ce zici? Da. Păi după aia ne mutăm în altă țară și nici nu mai dăm banii înapoi. Hai mă, încă mai Doar îți place munca. Nu zice asta de câțiva ani. M-am obișnuit. Văd. Dacă te aștept să te întreb dacă ai nevoie de ajutor, nu. Nu, George, m-am obișnuit. Nu o să mai te întreb dacă am nevoie de ajutor. Te-am întrebat suficienți ani. N-ai avut răspuns. Ai zis doar că îți place munca. Și atât. Dar în rest, n-ai făcut nimic. În sensul ăsta. Așa, ce mai trebuie? Ai vreo rezoluție? Te-ai hotărât să faci ceva? Ți-ai zis că plec. Mă las să plec. Să găsesc pe altul, să știi. În lumea mare. Hai, mă, pe bune, chiar nu vrei să plec? Îți pare toți promiții. O să plec, o să fac și o să te las sigur și eu tot aștept și îmi zici că ai nevoie de ajutor. Că... Asta nu-i cu apropo, tu și cu apropo, trebuia să înțeleg ceva din el. Nu, chiar m-am înnecat, dar poți să înțelegi dacă vrei. Da, fiindcă tocmai mi-am făcut bagajul, poate până acum nu-i făcut. Dar vrei să ai jos, că nu. Lucrurile alea au cu chiar nu mă deranjează dacă sunt aranjate sau nu. Păi acum nu sunt ale tale, normal că te deranjează sau te interesează. Și ce vrei să fac, să mă la televizor cu tine? Mai bine mă uit pe internet să văd unde mă duc. Tu chiar pleci? Da, am zis că plec. Păi stai, că până acum de... mi-ai zis de foarte multe ori chestia asta, deci nu ai plecat de atâta timp. Ce s-a întâmplat între timp? Tu? N-ai spus nimic? Am tot zis, hai să... Am zis că poate te schimb, dar poate de fapt, poate nu ești tu. Poate sunt eu. Poate eu trebuie să mă schimb. Poate eu trebuie... să plec. Venea ce aminte de o carte. Venea o mare pe șiret. Cum? Venea o mare pe șiret. Poate era un picat. Măi, n-am auzit de ea. Ai citit-o măcar? Nu, eu nu am citit, vreau o idee. Și cu cărțile, ok. E un site cu recenzii. Citești recenzii, am văzut un paragraf scurt. Nu vrei să fii cu mine? Uite, mergem în Franța. Pe Valea Loare. Loare. Sunt multe castele de văzut. Poate îți vine o idee.
Nu, dar am înțeles că ce vrei acum brusc să pleci așa, adică brusc așa, am stat atâția ani foarte bine și s-a întâmplat ceva și nu-mi dau seama. Păi, uite care-i treaba, m-am tot gândit și am vorbit și cu prietenii mei, mă rog, fetele, știi, că mai ies cu ele. Ele ți-au să ții și returnus? Da. Sunt anti de ochi. Și de-aia că aveam niște așteptări care nu se împlinesc. Suntem de atâta timp împreună și nu s-a modificat nimic. Și mereu mă gândeam că o să modifice ceva între noi, că o să iau o direcție, relația asta. Și e mai jos de unde am început. Adică în primele luni măcar făceam sex, acum nici măcar așa nu mai face. Și tu tot zici că îți place munca, dar stai toată ziua la televizor, adică nu faci nimic în sensul ăsta. Păi mă uit la documentare cu oameni care muncesc, sunt stau niște chestii extreme, zic, comand foarte tare. Păi da, dar știi, m-am sperat să fiu singura care aduce bani în casă. Și am și eu nevoi. Adică vreau și eu să călătoresc. Vreau să vizitez lumea sau măcar o parte din ea. Cred că asta aș putea să fac și eu, să călătoresc și eu cu tine. Cred că ce? Că eu nu mai vreau să te țin pe banii mei. Mai ales că n-am, efectiv, n-am nicio obligație față de tine. Fața e că eu știu atât de multe lucruri despre muncă, încât mi-e greu să mă specializez în ceva anume. Eu știu foarte multe lucruri despre muncă, dar n-am o specializare, dar așa, la general, știu foarte bine. Păi, și nu știu, poate trebuie să încep de undeva, să te gândești ce-ți place, ce ție cel mai mult și, uite, poți să încerci să-ți faci afacerea ta, mai ales că-ți place să vezi documentare, poate ar fi o idee să scrii recenzii despre ele și să-ți faci un site și, nu știu, să iei bani din publicitate, e o idee. Da. Dacă încerc, așa mai stăm câți bani în o perioadă. Nu pot să-ți promit. Fata, trebuie să terminăm mai repede, că da, fata, nu avem timp. Da, fata, trebuie să dezinfectăm spațiul, că e plin de spirite, fata. Prinde spirite, mai vrea și tu să fie de aici, mai că te rog eu mult de tot, că e. Fata, a venit șeful, frate, cu niște dragi pe el. Cocă, câte de tine, că ați făcut, că ați trebuit, fata, m-a speriat, era posedat, pe bune era posedat, cred că era un diamond ăla. E de la nevastă sa, am cunoscut-o și eu. E vrăjitoare, fata? Da. Fata, cred că e vrăjitoare, ai face ceva, frate, deci uite-te și tu, uite, dar să nu te duci acolo, să în colțul ăla, că acolo e nașpa, e un demon sigur. Eu zic să aduci pisici neagre, pisicile atrag. Mai nebune! Fata, cum să aduci, fata, pisica neagre, ești nebună la cap, Doamne, ferește! Pisica atrage la mine energiile, altfel pică pe noi. Atrage energiile? Ce pică, fată, pe noi? Nu-i acap ce pică pe noi? Auzi, fata, auzi, bufnițe la muncă, fată, și e 12 ziua în cuii mei. Care înțelepciune, fată, că eu sunt mai am puțin și fac pe mine, de unde ar trebui înțelepciune, fată? Dar nu știu pe aici, și acolo așa. Aole, fată, și acolo simt ceva ciudat, uite-te, e ceva ciudat, uite cum se mișcă aerul acolo, fată, tu vezi? Da. Fata, tu am făcut, eu am făcut curs de prana, în adiție puțin să avem, dar trebuie să intru în stare alfa. Da-și din gura! Nu trebuie să intru în stare alfa, stai un pic, stai așa, că trebuie să mă conectez cu arhanghelul Mihai. Nu nu stai singur aici. Frate, în stare alfa, eu știu că e aia care nu-mi gândești deloc. Bine, frate, ține-te de mine, ține-te de mine. Hai, că nu-ți fie frică, că eu deja mor de frică. Hai, că totul e, totul e frumă. Te concentrezi, fata? Nu ține așa ca la, ca la mare aia, greșit ca pomenire, mai târziu. Fata, nu fac în două mâinile, fata, că intri și tu! Mi-e frică! Fata, tu o să treci de portalul ăsta, zic eu, dacă mă zic cu amândouă mâinile, fata, tu nu înțelegi că doar cu mână? Gata!
Eu mai am misiune de îndeplinit aici pe pământ. Nu vreau să plec așa repede. Păi asta zic că nu. Liniștește-te! Gata? Așa, și acum haide să ne concentrăm, fată. Dă mâna și fii atentă. Fă și tu ca mine, da? Tu ce faci, fată? Faci exerciții de respirație, de... Și la aia șmigă, ăla, cum se numește, cum se Hegel, cum că... Da, 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 am învățat din alea. Fata, s-a eliberat atmosfera. Fata, simți? Fata, s-a eliberat, gata. A mers în Salvia, a mers și Prana Nadi. Ce e Prana Nadi, fata? Nu am auzit de asta. Fata, fata, acolo e ceva dubios pe mine. Dar are față de tristă, de jungle. Are față de jungle. Ești sigură că vrei să mai rămânem aici să lucrăm? Nu vrei să, să plecăm? Eu vreau să mai rămân în viață, măcar 5 ani. Hai, fata! Măcar 5 ani! Chiar mai crezut față cu toate porcările astea. Cum să-i trebuie? Fata, tu ești nebună? Cum poți să crezi miserile astea? Fata, ești tu sau cu capul? Nu am făcut nimic, dar pe tine am avut încredere în ce spui, adică... Fata, liniștește-te, am glumit. Ho! A venit șeful, a zis că ne dă o mărire de salariu. Serios, frate, acum a făcut prima de grăbire, Crăciunul. Stai, fata, niște iute, frate, tu m-ai crezut cu toate porcă. Eu vă sunt tot loc.